De ziua lor, femeile Moldovei se simt fericite și împlinite la ele acasă. Multe au hoinărit prin lume și au ajuns la concluzia că nicăieri nu-i ca acasă. Personajele feminine ale proiectului nostru spun într-un glas că se simt bine lângă cei dragi în locurile natale și sunt mulțumite de alegerea pe care au făcut-o, cea de a rămâne în Republica Moldova și de a-și trăi frumos și cu folos viața. De 8 martie, acestea vor să ne reconfirme că oriunde am pleca, merită să revenim acasă, căci doar aici găsim sprijin, alinare și siguranță. Am rămas în țară, voi rămâne și în continuare în țară. Este foarte necesar ca să putem să educăm o nouă generație. Mă ține aici în țară și faptul că această țară m-a format ca om, m-a format ca... zic eu, ca personalitate. De aici, în această lume, am învățat aceste deprinderi de viață. Am învățat să respect, să prețuiesc, să iubesc, să dăruiesc. Nu știu dacă aș accepta vreodată să mă duc în altă parte, pentru că mi-e drag acasă, mi-e drag să aud graiul nostru, să ies uneori, poate nu des, să merg pe jos, prin mulțime și să aud cum oamenii discută, cum oamenii se ceartă uneori, cum oamenii polemizează. Ori de câte ori m-am dus în spectacole, în concerte, am întâlnit publicuri foarte receptive, dar oricum mie nu mi se înțelegea niciodată, pentru că mi se părea că publicul cel cu tot cu mine și cu tot cu cântec sunt rupte de acasă și așa și era, pentru că oricum localul sau locul unde se întâmpla evenimentul nu era acasă, era acolo. Eu cred că omul, dacă își pune scopul de a munci, el muncește oriunde și el se poate dezvolta oriunde. Am crezut că e mai bine să fii la tine în sat fruntaș decât la oraș codaș. Nu te duci încolo să devii om. Nu este nevoie să pleci undeva pentru a deveni conștient și pentru a-ți dezvolta spiritul de comunitate. Nicăieri nu ca acasă, pentru că aici sunt rădăcinile noastre, sunt părinții, sunt rudele, sunt locurile, sunt tradițiile, pentru că, nu știu, tradițiile, într-adevăr, nu mi-ajungeau acolo, tradițiile noastre. E bine în străinătate, pentru că sunt unele lucruri noi care poate aici nu le avem, dar totuși te naști într-o societate care crești cu niște tradiții și atunci nu le poți scoate din tine și să fii altfel. Acasă sunt rădăcinile, deci oriunde nu am pleca, orice oportunități ar putea oferi o țară de destinație, inclusiv o țară frumoasă cum ar fi Italia, nu poate înlocui părinții noștri, familia, pentru că Republica Moldova până la urmă oferă, spre deosebire de Italia și multe alte țări, oferă multe oportunități. Este un tărâm deschis, este o țară unde poți ajunge oricine. Acasă probabil înseamnă amintirile din copilărie, familia și casa părintească. Nu pot să zic că acasă, uite, e locul cel mai rău de unde trebuie să fugim. Ce rămâne din această țară dacă fugim toți până la urmă? Adică ar fi absurd. Dar trebuie să schimbăm lucrurile cumva, să facem ceva pentru asta. Знаете, я была во многих странах, но нигде сердце так не трепещет, как здесь. И когда возвращаешься, все равно радуешься, ты говоришь «домой, домой, 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 домой». Честно, я больше, наверное, дней 5 за границей не могу находиться. Ну и кроме того, есть масса проектов, которые показывают реальный результат. И я понимаю, что здесь я могу реализоваться лучше, чем где бы то ни было, потому что я аз есть соль земли молдавской. Эта страна для смелых, достойных и сильных людей. И мне кажется, что те, кто здесь остаются, это именно такие люди. Те, кто уезжают, они дали слабину. Это мое мнение, это их выбор. Но мне кажется, что более сильные люди здесь остаются, чтобы бороться. Pentru mine, Republica Moldova este zona de confort. Aici mă simt bine, aici, cum se spune în poezia lui Igor Gozun, sunt locuri și oameni dragi, care sunt la doi pași, adică totul este aproape. Totul este cunoscut, drag, știi cum să mergi, să ceri, să întrebi, să vezi, să faci ceva.
Acasă este cel mai bine, întotdeauna. Aici poți să te dezvolți, poți să faci ce vrei, poți să ai ceea ce îți pui în plan. Acasă pentru Mariana Iurcu este călărașul, este muzeul, este familia, chiar dacă ea este deja înjumătățită. Până la urmă este graiul meu matern, este țara în care eu trăiesc, mă culc, mă scol, mănânc și continui să merg spre bătrânețe, liniștite. Acasă este locul unde mă simt eu cel mai bine. Este locul unde mă așteaptă părinții, bunicii și aștept cu nerăbdare să mă întorc mereu. Dacă aș fi întrebată de unde sunt, cu mândrie aș spune că sunt cetățean al Republicii Moldova.